România are două categorii de pensionari, de rangul 1 și de rangul 2, pentru că nu poți să-i numești altfel pe magistrați decât pensionari de rangul 1 când au 18.000 sau peste 18.000 de lei în fiecare lună pensie, în vreme de ce pensia medie pentru muritorii de rând este sub 1.000 de lei. Despre inechitățile acestea și despre și tot ce înseamnă nedreptatea aceasta socială, vorbim la România Via Cluj cu conferențiar dr. Radu Nechita de la Facultatea de Studii Europene din UBB. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, bine m-am găsit! Ce transmite statul român, domnule Nechita, prin astfel de retribuții? El transmite faptul că unii sunt mai egali decât alții. Este posibilitatea de a răsplăti pe cei care sunt mai apropiați de centrele de putere. Sigur că, da, argumentul este că unele meserii sunt mai importante, mai dificile decât altele. Nimeni nu contestă acest lucru, dar făcând această compensație sub formă de pensie, noi aruncăm povara, costul acestor angajării acestor persoane foarte utile, foarte importante, noi aruncăm pe viitor. Și nu este corect. Este nu vorbim doar de magistrați, să nu ne înțeleagă nimeni greșit. În această categorie a privilegiaților intră și parlamentari, militari, diplomați și așa mai departe. Orice abatere de la regulă înseamnă un privilegiu. Se încalcă izonomia, se încalcă principiul egalității în fața legii. Sigur că da, portița de scăpare e că egalitate în cadrul unei categorii. Dar nu despre asta povestim. Discutăm despre oameni care sunt poate angajații acelui stat care odată nu are bani să plătească neurochirurgul sau pompierul la salariile sau să-i ofere pensiile pe care le au unii sau alții și în același timp se găsesc fonduri pentru alții. La agricultori, la veterani de război nu sunt, dar la cei care au fost la Marea Înghesuială din decembrie, au reușit să-și obțină certificatele respective, ei au privilegii. Deci pe mine personal mă deranjează și cred că pe mulți românii deranjează această diferență de tratament, privilegiile. Deci au început răscoale și revoluții pentru inegalități și privilegii mult mai puțin scandaloase decât acestea. Încă o dată, nu pledez pentru un salariu egal pentru toată lumea, nu despre asta este vorba, eu vorbesc despre o echitate intergenerațională. Adică, dacă vrem militari sau magistrați competenți, incoruptibili și așa mai departe, înseamnă că noi trebuie să le oferim un salariu suficient de motivant încât ei să vrea să lucreze în magistratură, în armată, ori în orice domeniu dorim să discutăm. Nu să oferim compensații sub formă de pensii sau de vârstă mai redusă de pensionare. Acestea sunt niște avantaje pentru ei, sigur că da, dar ele reprezintă aruncarea în viitor a unor costuri de către generația actuală pe umerii generațiilor viitoare. Și nu este o corect. Discriminare totodată față de cei care nu știu, nu lucrează în domenii de vârf sau în domenii strategice și așa mai departe. Acest lucru se întâmplă în mod frecvent, nu numai, deci diferențele de salarii sunt oarecum normale. Problema este că statul își permite să plătească poate unele salarii mai ridicate decât ar fi normal, pentru că el nu are constrângerile pe care le are o firmă privată. Dacă o firmă plătește cam mare prea mult... Ați văzut, domnule Nechita, deficitul bugetar este foarte mare, se fac împrumuturi continuu de la bănci, la dobânzi exorbitante, despre asta vorbim. Da, dar el există în continuare... Constrângeri. Există constrângeri, dar el, încălcând acest principiu al echilibrului bugetar și al plafonării datoriei publice, el reușește să paseze cartoful fierbinte, să arunce această povară în viitor. Toată această creștere delirantă a cheltuielor publice, risipa care în mod frecvent o găsim și la achiziții publice, nu numai la salarii, putem discuta foarte mult pe tema asta, este posibilă pentru că se aruncă în viitor pe umerii celor care nu votează povara generată de salariile celor care votează astăzi. Deci, în momentul în care noi trebuie să ne votanții, cei care sunt alegătorii de astăzi, trebuie să ne rezolvăm problemele între noi, vom fi obligați să discutăm, păi stai un pic, dacă dăm mai mult din coace, rămâne mai puțin dincolo. Deci,
Nu putem să ne înțelegem noi în sala asta că masa noastră la restaurant va fi plătită de cei din camera vecină. Nu este corect. Încă o dată, e vorba de corectitudine, e vorba de echitate intergenerațională. Bun, și cel mai bun principiu probabil că este principiul contributivității. Dacă există salarii mari, cu siguranță și pensiile vor fi ceva mai mari. Exact. Deci, în momentul în care mergem cu acest principiu, el este preferabil situației de acum, în care cei care votează legislații și reglementări își pot vota ei propriile lor privilegii sub formă de răsplată pentru efortul deosebit pe care l-au făcut ei. Deci, principiul contributivității este o soluție preferabilă abuzurilor și exagerărilor și privilegii, fabricii de privilegii de acum. Dar atenție, în sistemul de pensie actual, el în mod inerent permite crearea și multiplicarea acestor privilegii. De ce? Pentru că el este un imens ceaun comun în care oamenii sunt obligați să contribuie și vor primi în viitor nu din contribuția lor, ci din ce vor contribui alții. Deci invocarea acestui principiu al contributivității creează iluzia că tu îți vei primi pensia din ce ai contribuit tu. Nu este adevărat. Și tot mai mulți români își dau seama că, de fapt, pensia lor nu va depinde de cât au contribuit decât în mod indirect. De fapt, pensia lor va depinde de cât vor contribui cei care vor fi contribuabili peste 34-35 de ani, când vor ieși ei la pensie. Mi-a plăcut cum ați sintetizat acest lucru, că sistemul public de pensii este, de fapt, un joc piramidal. Exact. Joc piramidal înseamnă un sistem, un mecanism prin care beneficiile celor care au intrat mai repede în sistem sunt plătite de contribuțiile celor care intră ulterior. Este un caritas. Da, și ați făcut și un calcul interesant. Cât de fapt ar trebui să fie o pensie dacă întreaga contribuție s-ar reflecta în veniturile persoanei care iese la pensie? Deci în sistemul actual eu am luat salariul minim și am văzut că un salariat care câștigă salariul minim, el contribuie cam cu 100-100 ceva de euro pe lună, 108 pe lună, cumulat ar însemna 1300 de euro. Pe an. Pe an. Dacă avem un randament similar cu alte fonduri de pensii care într-adevăr au fost organizate pe principii pe care le-aș dori și la noi, mă refer la fondurile de pensii din Chile, ele au generat un randament real, adică peste inflație, deci efectiv ca putere de cumpărare, un randament real anual mediu de 8%. Ei, dacă investim 1300 de euro anual cu un randament mediu de 8% pe an, timp de 34-35 de ani, ajungem la sute de mii de euro, 3-400 de mii de euro, cumulat fond de pensii acumulat de către cel care câștigă acel salariu minim. Deci, altfel spus, un salariat mediu, dacă ar investi în fonduri de pensie, ca și cele private, prin capitalizare, nu cum sunt cele organizate la noi, deci fonduri de pensie prin capitalizare, ca și în Chile, ar avea la sfârșitul unei vieți active un fond acumulat de echivalentul a 3-400 de mii de euro. Da, 10 garsoniere, să zic, ca și portofoliu imobiliar. Ori în sistemul actual, el nu se apropie nici măcar pe departe de astfel de investiții. Deci ar avea o pensie lunară mai mult decât îndestulătoare. Bineînțeles, ar putea să aibă, dacă randamentul este atât de ridicat, în funcție, bineînțeles, de speranța de viață, în funcție de o serie de alți parametri, ar putea să aibă chiar o pensie mai mare decât salariul. În condițiile în care sistemul actual, sistemul public de pensii, promite o pensie undeva la 40% din ultimul salariu. Este o promisiune pe care nu o va putea onora. Deci dacă ne uităm la situația sistemului de pensii de acum, acest sistem de pensii nu își va putea onora promisiunile. Din cauza și a declinului demografic, pentru că vor fi mai puțin salariați, pentru că nu se mai strâng la fel de mulți bani. Situația este atât de gravă încât foarte puțină lume vorbește despre ea efectiv cu creionul în mână și datoria noastră este să-i informăm pe oameni. Dacă în 1990 aveam aproximativ 4 salariați, 4 contributori pentru un
beneficiar, pentru un pensionar, acum acest raport este în jur de 1 la 1. Cât de mult poți să mărești contribuțiile celor care lucrează pentru a plăti, a putea plăti pensiile celor care nu mai lucrează, care sunt la pensie, care au lucrat. Și oamenii ăștia au niște așteptări. I-au contribuit, i-au plătit 25-30%. De exemplu, în Noua Zeelandă, mi-a spus cineva, dacă ești la pensie, ai opțiunea de a lua întreaga sumă cu care ai contribuit și să o folosești după cum crezi de cuvință, să faci o croazieră în jurul lumii, să faci investiții imobiliare, da, să faci ce vrei. Și sunt sume enorme, da. După decenii de irresponsabilitate în care oamenii au învățat că pensia este treaba statului, nu știu dacă eu aș face neapărat, aș recomanda o astfel de ieșire în capital, asta este termenul. Cred că pentru oamenii obișnuiți, preferabil ar fi ieșirea în rentă viageră, adică companiile de asigurări știu să facă aceste calcule, să transforme acea sumă, să zicem, de 300.000 de euro cumulată sau indiferent de ce sumă povestim, o transformă într-o rentă viageră, adică primești un flux constant de venit atât timp cât să rămânem în această lume. Bun, dar ați văzut că acum se pregătește, de exemplu, se pregătește o nouă lege a pensiilor, sunt foarte multe amendamente, unele înaintate de USR, altele de PNL, se merge spre calcularea pensiilor în funcție de principiul contributivității, cam asta, pe asta se merge și în varianta USR, cât și în cea a PNL-ului, dar soluția poate că nu e asta cea radicală, pentru că vorbim mereu de un deficit al fondului de pensii în fiecare an au lucrul ăsta. O soluție mai radicală care ar fi? Insist, această idee, acest principiu de contributivități este un surogat, este un substitut, este echivalentul nechezolului, dacă doriți, pe care îl foloseam în loc de cafea pe vremea comunismului. Este o imitație, este un substitut care se poate deteriora și se poate elimina în funcție de majoritățile schimbătoare ale vremurilor viitoare. Noastră pledați pentru capitalizare, adică scoaterea statului din această ecuație, exact, administrării fondului de pensii. Adică, da, pentru aplicarea coerentă și completă a acestui principiu al contributivității ar însemna contributivitate nu la un ceaun comun, ci la un fond nominal pe fiecare contribuabil în parte, fiecare participant la acel fond de pensii. Aici putem să vorbim despre un fond de pensii pentru că fondurile vor fi acumulate. În prezent nu este corect să vorbim de fond de pensii când ne referim la pilonul 1 pentru că banii sunt cheltuiți imediat. Ori, dacă se respectă principiul contributivității, eu strâng bani albi pentru zile negre, fiecare strânge bani albi pentru zile negre într-un cont dedicat, personal și asupra căruia el își exercită un drept de proprietate. Pentru aplicarea acestui principiu ar trebui să fie un moment zero. Ce s-ar întâmpla cu cei care deja sunt în pensie? De unde ar plăti statul pensiile lor? Aici este foarte important să înțelegem că asta este principalul contraargument împotriva trecerii la sistemul de pensii prin capitalizare. Argumentul este că ar exploda datoria publică. Nu ar exploda atunci. Datoria publică există deja. Ea este sub formă implicită. Adică, oricum statul român are niște promisiuni făcute celor care pe bună dreptate se așteaptă ca și ei, din moment ce ei au plătit, să primească și ei ceva în viitor, când ei nu vor mai putea să lucreze. Deci, există niște angajamente ale statului român care nu sunt cuantificate. Eu am căutat foarte mult până să găsesc undeva în străfundurile site-ului Institutului Național de Statistică o estimare a acestei datorii publice implicite. Încă o dată, nu este același lucru cu datoria publică explicită, adică bani luați efectiv împrumut. Este vorba de niște promisiuni făcute de statul român care se ridică la echivalentul a 2-3-400% din produsul intern brut. Deci discutăm de sume de ordinul sutelor de miliarde de euro, valoarea cuantificată a promisiunilor făcute. Această datorie implicită există deja. Deci dacă ne dorim să trecem la acest sistem de aplicarea acestui principiu al contributivității în niște fonduri individuale asupra cărora
noi suntem, exercităm un drept de proprietate, deci nu ni le poate confisca așa cum ar confisca sau cum ne-ar reduce pensia. Alea sunt acțiunile, titlurile, unitățile noastre de investiții. Deci, dacă ei să aplicăm acest principiu al contributivității, dacă ne dorim această trecere, primul pas este să estimăm această datorie publică implicită. Este esențial ca oamenii să-și dea seama că problema nu este generată de trecerea de la sistemul de pensii prin repartiții la sistemul de pensii prin capitalizare. Problema există deja, doar că acum noi o ascundem sub preș. Deci primul lucru, să nu mai mințim. Să aflăm cât este datoria publică implicită. Și oricum ar fi o perioadă de tranziție. Nu? Bineînțeles, abrupt trecerea aceasta. Nu. Deci oricum această trecere trebuie făcută prin respectarea celor promisiuni. Exact. Prin respectarea celor promisiuni, prin finanțarea acelei tranziții. Deci, dar primul lucru asta este, să știm că situația este extraordinar de gravă, că această tranziție, dacă vrem să rezolvăm definitiv această problemă a specialilor, a celor care sunt mai iuți de mână, care sunt mai aproape de robinet, noi trebuie să avem principiul contributivității aplicat până la sfârșit, adică să contribuim în fondul nostru de pensii. Această tranziție, bineînțeles, o facem fără a-i păcăli, fără a-i deposeda de pensie pe cei care sunt acum la pensie sau pe cei care urmează să iasă, să zic, la anul sau peste sau cu 2-3 ani înainte de această tranziție. Mă și spre pensiile obținute de parlamentari, care sunt undeva la nivelul de 1000 de euro pe lună, pensiile foștilor parlamentari. Dacă s-ar ține cont de principiul contributivității, ar trebui să câștige undeva la 1300 de lei. Și vorbim de parlamentari care au avut un singur mandat. Deja ai un singur mandat și poți să beneficiezi de pensie. Deci aici, sigur că da, juriștii vor veni să spună că e un drept câștigat și că nu se poate renunța. Eu nu știu, mie nu mi se pare că un privilegiu uzurpat este echivalentul cu, poate fi echivalat cu un drept câștigat. Este un abuz de drept. Ce au făcut parlamentarii în momentul în care și-au votat astfel de privilegii, este un abuz este un abuz în serviciu, practic. Ce au pus mâna pe de ciolan și au pus mâna pe el. Exact. Este vorba, ce privilegii vor, pentru că ei sunt cei care legiferează. Și atunci pot să legifereze orice. Și partea proastă că n-au legiferat totdeauna în folosul celor pe care i-au ales, ci în folos propriu. În Statele Unite, parlamentarii din anul în curs nu își pot vota remunerațiile, nici să le mărească, nici să le scadă. Orice decizie privind remunerația se aplică la congresul următor, la mandatul următor. Uh-huh. Deci, în felul ăsta, nu tu îți votezi propria ta leafă. Sunt inepții în România, mă gândesc și la primar care s-au ales singur cetățeni de onoare sau care, nu știu, niște situații absurde și penibile, oameni care n-au niciun fel de simț al răspunderii și care pe care nu putem să îi împiedicăm să facă acest lucru. Știți cum? E ușor să dăm vina pe politicieni, pe clasa politică, dar noi trebuie să înțelegem că, de fapt, clasa asta politică pe care ne place să o criticăm și pe care să dăm vina, este imaginea în oglindă a alegătorului median. Acel plus 1 din jumătate plus 1. E foarte posibil să fie așa. Deci, dar ce poate să facă societatea civilă, de exemplu, pentru... Educație. Cât timp alegătorul median va vota politicianul corupt, dar care ne-a dat și nouă câte ceva? Cât timp alegătorul median nu va fi atât de revoltat de privilegiile respective dacă va primi și el un privilegiuț mai mic? Să ne dea și nouă câte ceva, cât timp nu va fi această reacție, această pledoarie pentru abolirea privilegiilor, pentru responsabilitatea individuală, pentru restrângerea domeniilor în care deciziile sunt luate de politicieni. Adică nu poți să vii să te revolți împotriva corupției politicienilor, dar tu să ceri intervenția și mai mare a statului în economie. Pentru că statul înseamnă guvern, înseamnă politicieni. Și nu vreau să aud din nou mitul tehnocratului. Tehnocratul face ce îi spune politicianul care l-a pus în funcție. Așa aia va face. Iar politicianul face ce îi cere alegătorul median sau ce crede el că îi aduce votul alegătorului median. Și cât timp alegătorul median din România este insuficient de educat din punct de vedere economic, el va vota politici
populiste, politici păguboase pe termen lung, da, dar care au efecte plăcute pe termen scurt. Că nimeni nu crâcnește în fața unor asemenea abuzuri și discriminări ordinare. Pensii disproporționate, împărțirea României în cetățeni de rangul 1 și rangul 2. Pentru că oamenii s-au obișnuit cu abuzurile, oamenii s-au obișnuit cu privilegiile altora, pentru că fiecare crede că în acest joc al privilegiilor el poate să câștige mai mult decât pierde, pentru că ne furăm căciula unii altora și fiecare crede că este câștigător. Frederic Bastiat dădea definiția statului ca fiind o ficțiune socială prin intermediul căreia fiecare încearcă să trăiască pe spinarea celuilalt. Exact despre asta este vorba. Oamenii nu își dau seama că în acest joc ei pierd. Ei sunt convinși, deci politicienii sunt foarte buni în a-i convinge că dacă votează pentru perpetuarea unui astfel de sistem, ei vor câștiga. Și poți promova politici cu atât mai păguboase cu cât nivelul de educație este mai redus. Vă dau un exemplu cu un referendum care a avut, sau mai multe, care a avut loc în Elveția. I-au întrebat pe elvețieni dacă doresc introducerea unei zile libere suplimentare. Obligatorii, deci zile libere legale. Elvețienii au răspuns nu. Ea a întrebat dacă doresc mărirea salariului, introducerea unui salariu minim la nivel confederal, la nivelul Elveției. Alegătorii au spus nu. Ea a întrebat dacă vor să plafoneze salariul. Elvețienii au răspuns nu. Imaginați-vă aceste răspunsuri la întrebări similare în România și veți vedea diferența dintre francul elvețian și cel și leu românesc. Deci, despre asta povestim. Nivelul de educație economică și politică este mai ridicat în alte țări decât la noi, nivelul de responsabilitate individuală este mai ridicat acolo. Deci bătălia pe care o încerc să o duc eu la nivelul meu este să explic, să arăt care este situația și oamenii, după ce înțeleg care este sistemul actual, care este alternativa, că se poate face această trecere. Da, va fi greu, dar această trecere se poate face. Ei au o opțiune mult mai favorabilă capitalizării. Dar eu oamenii nu știu. Trebuie, revenind la pensii, de ce ar vrea guvernul Orban sau orice guvern ar veni după el să renunțe la acest apanaj, sistemul public de pensii, cu care poate să aibă o influență majoră asupra unui electorat foarte interesant, pensionarii? Orice guvern, orice politician vrea să câștige alegerile. Și atunci el vine și promite lucruri care îi aduc mai multe voturi decât voturile pierdute. Asta este legea cea mai importantă în politică. Dacă oamenii nu-și dau seama că ei sunt păgubiți de aceste politici, ei vor vota pentru politici păguboase. Pensionarii sunt într-un sistem, în sistemul vechi, și ei au teama, poate legitimă, că pensiile lor vor fi diminuate. Această diminuare va avea loc oricum în sistemul actual, în moduri poate nu suficient de clare, de exemplu prin inflație. Cei care lucrează acum vor lucra mai mult timp, vor plăti contribuții mai mari și vor avea pensii mai mici. Deci oamenii oricum vor fi păcăliți în sistemul actual. Cu cât amânăm tranziția la sistemul prin capitalizare, cu atât păcăleala va fi mai mare, cu atât dezastru va fi mai mare, cu atât finanțarea tranziției va fi mai dificilă. Cu cât facem tranziția mai repede, cu atât tranziția va fi mai ușoară. Și credeți că specialiștii din guvernul Orban sau ceilalți care au deținut portofoliul la finanțe, la Ministerul Muncii, nu înțeleg aceste lucruri, aceste argumente? Degeaba înțelege politicianul. El depinde de alegătorul median. Deci politicianul, ca tu să vii să-ți faci politica aia pe care vrei să o pui în practică, tu nu poți să o faci dacă alegătorul median nu este de acord cu tine. Păi și eu revin... sunt de acord, nu asta suntem de acord. Dar noi nu suntem alegătorul median. Alegătorul median este acel plus 1 din jumătate plus 1. Este acel care face să balanceze majoritatea. Nu știu dacă s-a făcut un sondaj și cineva i-a întrebat pe oameni dacă nu ar prefera ca banii lor să producă plus valoare și până la final
De să aibă o pensie destulătoare. Este minunat. Înseamnă că politicienii sunt mai puțin reformiști decât alegătorii. Cu siguranță deci, că asta... nimeni nu-i convine să aibă o pensie de 900 de lei. Adică da. Atunci poate ar exista deschidere spre o tranziție cât mai rapidă spre da. Un alt nimeni, sistem. Deci noi vorbim de alegătorul median. Asta este un concept oarecum abstract. Nu știm care este acel alegător median să-l întrebăm direct pe el. Deci ce fac politicienii prin aceste sondaje și multe altele care probabil nici nu ajung să fie publice, încearcă să ghicească ce vrea alegătorul median. Și încearcă să surprindă care ar fi pachetul de politici. Pentru că fiecare partid vine cu un pachet de politici. Deci nu poți să faci alegere, iau de la Partidul Național Liberal, iau politica asta, de la Partidul Social Democrat, iau cealaltă și așa mai departe, de la USR, iau altceva. Deci nu merge. Ei, e ca și cum ai merge la cumpărături și ai alege nu dintre fiecare, nu produsele de pe raft, ci ai alege între niște cărucioare pline deja. Și în căruciorul ăla sunt anumite produse care te interesează, în ăla sunt altele. Deci în politică se aplică politica partidului sau coaliției care câștigă alegerile. Ei trebuie să vină, să promită câte ceva la fiecare și fac niște combinații, unele mai reușite, altele mai nocive, mai rele. Deci e greu, e greu, dar indiferent de situația în care suntem, o ameliorare a nivelului de educație a alegătorului median, a alegătorilor în general, va reduce posibilitatea politicienilor de a face politici păguboase, pentru că oamenii vor înțelege. Și aici fiecare partid poate să aleagă, să vină cu politici un pic, să riște un pic, să vină cu niște politici care poate la prima vedere ar genera opoziție din partea alegătorului median și să explice și să facă un pic de pedagogie, un pic de educație la fiecare alegeri și să le implementeze, sau să ducă o luptă de ariergardă și să mențină sistemul păgubos pentru toată lumea, dar atât de avantajos pentru cei care sunt aproape de robinet. Da. Mulțumesc tare mult pentru participarea la această emisiune și pentru discuții. Mulțumesc pentru ocazie. Așteptăm și noi o redeșteptare națională. Ne luptăm pentru asta. Nu? Ne luptăm pentru asta. Facem o schimbare. Ne luptăm pentru asta. Mulțumim că ne-ați urmărit. Zi bună, salut tuturor.